Dar poșta și cu primăria sunt instituții separate. Cum poate să ajungă, cum pot să ajungă scrisorile de la poștă la primăriță? Dar dacă poșta e în primărie. Șapșe. Dar poșta are răspunderea ei pentru secretul corespondenței. De ce ajung scrisorile întâi la primăriță? Nu ai chiar soția să spui că m-am dus eu ultima dată scrisoare, operație făcută și citită. Nimeni nu știe de avocat ce ala fie și scrie în... Eu nu știu și acolo de avocat ce ala fie și acolo scris. Și li se întâmplă și altora sau numai dumitale? La alții se întâmplă. Și Era soția. ați întrebat de la poștă de ce vine scrisoarea ruptă? Ați întrebat la poștă? Ei, am când am dat, eu când am dat, am eram acasă, dar nu. Dar la chiar să mă întreb la poștă, degeaba a venit să întreb. Că dacă ele stăt neamuri acolo, stăt cu mătări acolo. Și cu oameni străini în poștă la primărie, nu ține. E ține de astea care de ei. În sens că nu sunt angajați oameni din afara familiei ei? Da, nu. Cum? Dar văd consilius oameni cu nume diferite, din partide diferite. Ea nici măcar nu e dintr-un partid majoritar, înțeleg că ea, primărița e de la PL, dar majoritari patru consilieri, de la PD. Da, dar sunt și cu mâna. Acolo ele mai scurtăți mănâncă dintr-o trache, nu se vând una pe alta. Acuzația asta e gravă, dar n-aveți nicio dovadă că taman primărița citește scrisorile. Dar de unde știți informații? Ia că asta spune întrebarea. Poate poștărița, poștașul rupe scrisorile și le citește și transmite. Poate și dacă le luăm, apoi ia că te rog câteva ori scrisori, dar nu mi le-a trimis. De pildă ia că pe 10 le trimite, dar îi le dă 30 acasă. Înțelegi? Dar nu sunt recomandate? Nu trebuie să vină să semnezi pentru ele? Nu. De ieri la care ea când m-a atacat, acolo am o probleme și stat cu șase individ, m-a atacat noaptea, am vrut să-mi pune mărțătătul. Sunt tot așa, m-am dus și m-am sărăluit neamul de iera. S-o crei cu cea scovă și eu scos la fugă. Și mi-a venit scrisoarea, tu cum ați fost un an de zile. Ia că mă iar am dat mai departe. Când o frate a cadințat cât mai cât o domnit comisarul, tăi care au avut furturi, care au avut pierderi, l-au grămădit tăi. Dar pe mine nu mă chema, și eu l-am luat, am luat comisarul și i-a spus tăi de la început până la urmă. Zic și eu că azi nimeni nu mă chema, și dacă sunt neamuri de ei, dacă ceva de ei, și eu străin în sat, acum poate vii să-i dai cu bătca în cap, ce să fac? Zic, lasă-mi întoarcă roțul, patru roțul înapoi, cum le-au format, că am dat 50 de euro pe un scat. Lasă-mi întoarcă înapoi, oglinda, vetrogâșii apărătoare la măsătăs, care le-au format ei. Și eu ca ai s-o atinție de măsătăs. Dar cine? Și care au vrut să o furi, s-o format? Da. Dar nu știi cine? Eu cum? Dacă eu de măsătăs, eu vreau să mă bată. Mă scoate de măsătăs. Așa, deci știi cine? Erau oameni din sat. Da. Și eu luat și eu scos. Ia că am uitat, nu știu unde un frate l-a furat, tot și eu luat și eu uitat. Au avut pluguri, coloiuri, de pe mine. Uitat adică eu prins poliția. Da, și am adus și am depus iar înapoi plângerea. Și am spus la poliție cum ia că acum și faci e, și scum, tot am spus la comisar. Dar comisarul zic că nu sunt informat cu chestia asta, că el iese scotie din caturi pe indivizii ăștia sărță. Și sunt tot neamuri de ei sau pur și simplu pentru că sunt din sat, da. Îi apără? Neamuri de ei și îi apără că o să nu vrea să iei satul de gol, de pe pădor. Păi le-am spus, băi, eu străin. Un om are un copil acolo, ori are cineva. Să duci cum băieți, cum prieteni, cu o fată, să duci în parc undeva, să stai să odihnească, ca cu părintele la om și el la fata și el la băiet, când îmi se voi duc primele, mă schimb eu vorbă cu un băiet, logica care? Nu, dar e corect așa? Deci asta când s-a întâmplat cu mașina și cu atacul? În sat acolo? Da, în fața la primărie. Când? Tot în 2000,
90. Anul trecut. Da. Și dacă ai scris până aici la poliție, s-au anchetat, au fost identificați, Pentru că pedepsiți. spun ce au făcut ei acolo. Vedeți că nu le-ai prezentat nici la o ședință. Păi, dar pune scrisorile pe care le-ați trimis voi. Și noi ce trimitem acasă. Dar A, unde n-ai primit citație la judecată, da? Deloc. Și ce o Vedeți că decis nu trimitem. instanța? Nu știi? Nu știu, văd că, noi, văd că nu trebuie nimic aici, văd că nu-i dovadă. A, și eu achitat, eu trimis la plimbare, da? Da, și cum mai nu-i dovadă? Și-a mai îndepus-o iară. A, dar Dar cine acolo este? nu Procurorii au zis că nu se confirmă sau chiar instanța de judecată? ne-a spus aici la Ceascovă, din sat, șef de sector, A, deci la Palade. judecată. Dar cum îi cheamă pe unul dintre cei inculpați? Bargan Gheorghe Bargan. Anatolie. Da. Am să văd dacă este vreun dosar cu numele lui. I-am dat la Gaghi, am dat. Gheorghe al Anatolie, da. Contravențional, are un dosar. 13, pe 11 martie are ședință. Acum. Și altceva n-are. N-are niciun dosar penal pentru... A, mai este unul. Pe 4 Ia, februarie a fost, dar tot contravențional. are un cârta el acolo. Lui Amede Gheici, și al lui Chiriac. Cum? Am de-a mă închis pentru dosarul acela penal? Nu, i-a dat drumul, dar vezi că e mai mult futuri are. Dar Gheorghe a închis la dânsul. Am înțeles, dar dosarul în care te-ai plâns dumneata, ți-o trimis ordonanță, ai dovadă că s-a închis dosarul penal? Nu mi-a trimis nimic acasă. Dar du-te când ai ocazie pe la ungheni, Dar pe intră mâine pe acolo, la dar nu mă opresc. anchetator sau pe la procuror și ceri copia ordonanței și semnezi cu data din care ai primit-o și ai 10 zile ca să o contezi la șeful procuraturii. Dar pe a mea m-am dus, am depus și altă plângere. De nou. Tot pentru faptele cele. Da. Păi da, în baza plângerii cele întreabă care e rezultatul, dați-mi o ordonanță. Că ați început urmărirea penală sau ați refuzat-o. Apoi, cine spune că nu se prevede nimic? Cum mai nu se prevede dacă roți, patru roți, dă-mi ca cine o să fără mașina ta, ori? O sticlă, ceva la casă. Acum nu se prevede Dar cum ce-o periapul. băgat cât un roșu, ce-o făcut? Da. La toți Patru patru. roți. La toți patru. Da. Oho. Dar ce nu putea să-mi După facă? Oare eu vrut aceea mașina? o mașina au vrut. După aceea o zis că mult la bătaie sărit la mine ca să mă duc să iau plângerea înapoi de la poliție. A, de-am după Da. plângerea asta o sărit chiar la bătaie. Te-ai bătut sau nu m-au sărit? Da. M-au sărit. Nu, dar zici că o vreau să o liniștit. Eu le-am spus așa, oi băieți, dă-ți îngrămădim pe, eu cum? Normal, pentru că o supăresc. Dă-ți îngrămădim pe, să te știu te-a scovă, și azi fără macii scump, ne ducem la razbor, că voi poate nu aveți banii ăștia care e originalul, nu, lucru noi. Am dus la un razbor și vă pun mai ieftin. Mă dați lor să închidem de el asta. Și ora de când am zis, voi vă văd că nu rămâi vostru, nu rămâi eu. Nu mă știu, nu mă știți, la revedere. Dar ei și erau beți, drogați, de ce le trebuia mașina? Ghii, Spline. spremle. Vezi că erau bieți, nu mă, ca la țară. A, erau beți. Au... A Eu două noapte. am lucrat noapte, da. Eu am lucrat acum în pază, în grupă operativă. Agenții de asta, particulare. Da. Și am lucrat 200 la rând. Dar când vinem acasă, eu adormim la volan. Dar la țară știi cum sunt drumurile înguste. Doamne Periculos. ferește, am zis, baci, Periculos. Da, Doamne ferește, am zis, mai servi, sau ceva, am fost sub roată fuși când ia teamă. Și scoate să facă fața la primărie, jumătate de 50 minute să mă odihnesc, pentru că vine că un kilometru jumătate să ajung până acasă. Și marea trece pe drum de Poltava, eu mă temeam să mă opresc și noaptea, știi cum? Vin și fac cu viteză, mă împălăresc și am cu borci și știi unde. De acum e voi să fac eu problemele astea. Singur cu mâna mea. Și tu trage, nu mă care în față la primărie.
să trag acolo în mine un alta, să nu la transport la ei. Să mă întreabă să fie dat o apărut. De dat m-am conjurat acolo probleme de drum, iar pe el omul care e vrut să alcalci pe dânsul acolo încoace. Da, eu le spun că eu știu om când vine la probleme, un om care e deștept, apel vine ziua. Zic, ce întrebările îți fac ziua, nu-ți fac la mine de noapte de strie. Și vii treaz, nu vii Și, treaz. da, și zic că e că mâine ziua ne întâlnim. Și pun mâna pe piatră mare și mi-a zvârlit o mașină în stiecă la șofer. Și retrovisele, și oglinda mi-o a pianul. Și bagajul cu zgrietul a fost. Și zic că nu-ți fac cu gata. Oho. Dar Dacă te-ai plâns? prea Dar te-ai mult plâns imediat la poliție sau avea pe urmă? Eu am sunat la 112. Așa. Și a doua zi a venit, spre mărită, a venit cu pretenții la mine și cu uitul băieții împresupleni și dizelții, de dată împotriva lor, cât și dau la poliție. Na. Păi, dar cu eu nu rămân la inimă, n-am curat nici câte lucruri mele personale. Cum îți poate așa ceva, fiecare au cu mine copii acasă, sau fiecare mari, sau rândă. Dar cu nevoie nici măcar de să s-a dus bată joc din niște fiecare. Poate niște copii mai tineri ca tânzi. Nu, dar e corect? Și cum ai ajuns atunci? Cum ai scăpat de ei? Mers așa cu roțele tăiate până acasă? Am ajuns la praf acolo, de praf, dar nu departe. Lasă, dar ei cum au? Te-au lăsat și ai plecat tot cu mașina. Da, da, n-ai ieșit din mașină. N-ai ieșit. Ies ca la mână cu ghid. Și cu cauciucurile tăiate ai mers până la benzinărie. Cauciucurile pe urmă le-o tăie. Nu la tot atunci, dar pe urmă le-o tăie. Atunci m-au părnă o dată pe râmi stiecările. Cauciucurile pe urmă. Când o văd și nici e dat la poliție. Deci e lungă. Dar nici un rezultat nici nu doarează. Conflictul e lung, e de durată. Da. Premărita ea ca să fie eu scos. Ea ca să a tot pe internet. Păi da, că am înregistrat și dacă vrei, publicăm. Dacă vrea primărița să dea o replică sau cineva dintre cei care îi zis că sunt vinovații, am căutat numele lor, unul e dintre ei, dar n-am găsit. Bargan. Bargan, Gheorghe. Am găsit doar cu amendare și atât. La Gaii tot l-am dat pe dreptul. Pe cine? Pe Barcane, la Gorga, Gaii l-am dat. La poliția de pier. Da, dar pentru ce fapt? Mai scurt, într-o dimineață, m-a urcat unul ca duc la băl. Cum că niște bocheați, bocheați cu dreptul. Al găteați pe dreptul, cum? Și... Nu se va mai dimineață. Ne-a tare să zici cum nu știu la păr, dorim. Să leagă cras, că e cum fiecare șofer și trebuie la mașină. Și pe drum m-a oprit și l-a luat tot pe un vecin. L-a luat, merge cu un televizor în mână. E dacă e într-un drum, de cu nevoie să nu-l iei eu, știi? Că nu-i doamne ferești, știi cum? Îi face un bine facere, că știi că acela mai ajunge la un om, mai e un altul, mai e pe drum, mai știe o porție și ceva. Sunt de dintr-un la vale dacă mărsătesc o sticlă la mărsătesc, zadnic de duce, nu perezne. Și acolo unde el zi în vale, bărgana aici, rata pe-n bar. Și din un deal îi dau, din fost deal îi dau signal pe el o parte. Ca să nu mă azvârlă pe mine, cum mărsătesc doar trecea mult. Mă azvârlă, ori mă luc, dacă îi dar, și gloria. El vine și se pune drept în bot, dai seama? La Mercedes, mai să mă pălească. E așa, așa, da, ceva. Dar el era pe jos sau tot cu mașina? Tot cu mașina, tapă în barcă, nici permis n-are. Oho. Nici permis de mașină n-are. După aceea, eu și ce oameni vedem, nu știu să simt de vorbă. Că n-au observat pe oglindă de sus, că bargan merge mai să mă pălească în fund la mașină. Îmi arată face, îmi arată cât mai câte, știi? El nu știe nimic, eu îmi trebuie la somnă Gaii. Chem Gaii un sat.
Și aveai martorul omul pe care îl duceai la bălți. Eu pe ăsta de praf l-am dus până la praf, chiar cu... O văzut ori nu o văzut? Da, el a văzut. Ai și martor, nu inventez singur. Da, aici sunt la oprire, o văd oamenii. Și baraca și ăsta, bargana ăsta. Și poliția rutieră nu i-a făcut nimic. Nu i-a făcut nimic. Am fost la scris cererea și atâta și plângerea, cum am fost și eu fost. Cum o noi din mult alcătem, el mult cadre are făcut ei. O calcarul nu fi la sine să lua asta calcar. O fugit la fața locului. La sângerei nu ține tot asta, l-o bătut până la urmă. L-o sângerat. Tot l-o pălit nu ține. Tot asta l-o luat și o fugit la fața locului. Ori are neamuri cu mătre, ori din partidul care trebuie, ori unde cu bani, altfel cum scapă. El are un film din procurorul, un film din are el acolo. Ceva. Cineva ies care la Nizoc. Eh? Ați scoteni o dată o dată. E periculos în satul ăla. Dar păi e așa și... Bun, mulțumesc pentru mărturie, pentru încredere. Am înregistrat și o să publicăm pe Curaj TV. Ținem legătura, sperăm să auzim și de bine de la... Da. Cum eu am zis, voi trebuie să un om fiind de voi la un copil afară să joace. El nu ești pasat vitez, mă ține vorul. Înțelegi la mașină. Da, e periculos. La netul. Da. Și aici a primărit așa că te scoate din retrogele, nu duc că ei nu fac așa ceva. De asta și-o votează oamenii, pentru că îi scoate din probleme. Da. Când am eu văzut comisie poliția și comisarul și mai departe, am zis, eu le-am spus, eu mă duc cu întrebările astea mai departe, nu le răspund așa. Deci eu pot să mă tem, știi cum, colegi, eu pot să mă tem și furat, și ușire, știi? Asta eu pot să mă tem. Dar pot să mă tem eu de lucrurile mele personale. Și dacă vor să aibă cum am eu, la duc lucrez. Corect? Ei nu lucrează, nici nu atorm, nu atea umblă. Curatul.